Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. În clipul de astăzi avem câteva produse pe care o să le testez și primul ar fi acest burețel de la Evelyn pe care încă nu l-am scos nici din cutiuță. Tot m-am uitat la fete pe YouTube și am văzut acest burețel. El vine cam așa și are și un fund super drăguț. O să merg să-l spăl și să vedem cam cât se mărește. Momentan e tare. Revin. Cam atât s-a făcut burețelul și e moale cât de cât. Nu știu, am bureței care sunt și mai focalizează. Am bureței care sunt și mai pufoși. Și un pic să închid geamul pentru că se aud toate zgomotele de afară. Bun. Dar înainte de a începe să mă machiez, am rămas datoare unei urmăritoare cu acest lipstick de la Wet n Wild. Nuanța Rebel Rose. Așa arată și aplicatorul. M-am zis eu atunci că are o formă interesantă. Și cu acest tuș de la Ladies, care m-am și uitat să vă zic și prețul, cât m-a costat, imediat vă zic. Costă 22 de lei și 99 de bani. Și pensula, cam așa arată. Și a fost super, super bun. Negru intens. Dar momentan nu mai am de la cine să dau comandă de la Ladies. Din păcate. Și să revenim la clipul nostru de astăzi. Înainte mi-am aplicat o cremă, crema pe care o știți, v-am mai arătat-o, de la Amy Plant, cu 88% ingrediente naturale. Iar acum o să-mi aplic acest primer de la Pupa, pentru toate tipurile de ten. E foarte drăguț ambalajul. E un roz așa, pal. Nu știu cât se observă. Are o textură așa de silicon. Super fin se simte. Să începem cu primerul. Mi-o aplic pe frunte. Primerul. O să încep și o să-mi aplic, să vedem și cum este cantitatea. În magazin l-am văzut bun. Vine așa, cu o pompiță. Are 12 luni în valabilitate. Uite, am înțeles, are o acoperire medie spre mare, cam așa. Și am numărul 10 eu. O să încep prima dată cu ochii. După să continui cu farturile, pentru că sunt puțin prăfoase și mi este frică să nu cadă produs pe obrăjuri. Și haideți să vedem cu burețelul acesta. Sper să fie bun așa cum am auzit că este. Dar pare un pic, nu știu dacă observați, dar pare un pic mai închis decât mă așteptam eu. Haideți că mi-am adus burețelul meu, că parcă îmi place mai mult acesta decât acesta, vedeți? Pare mai dur acesta față de cel pe care l-am eu. Și ca și textură e altfel acesta. Nu știu dacă se observă. L-am spălat, dar a rămas spătat. Nu știu dacă se observă. Dar acesta are o altă textură față de acesta. Și să continui cu burețelul meu. Care îmi place super mult. Să-mi iau pensula aceasta de la Bobbi Brown. Dar nu are niciun număr, nu are nimic. Cam așa arată și o să folosesc nuanța aceasta.
Vreau să-l împart aceasta, ori pe aici, undeva, de lumina fiecărui fard. Să ne aplic așa un pic în pliu. Dar fac că o să folosesc pentru acesta. Și după voi reveni la celălalt. Și îmi place să urc un pic aici. Să folosesc această culoare de aici pe plapa mobilă cu o pensulă plată. Și împing produsul în piele. Iar acum cu o pensulă curată o să amestec un pic. Tot cu mișcări circulare. Cât de cât. O să iau un pic din fard din acesta. Pensula, cam. Să știți că între astea două aceasta blenduiește mai bine și nu e așa dură, se simte mult mai moale pe piele față de aceasta care înțeapă puțin, nu e deranjant, dar înțeapă. Pe aceasta o am dintr-o paletă din America. Să folosesc culoarea aceasta de aici, maroul acest intens, și o să-mi aplic aici în cot. Și o să iau cu degetul culoarea aceasta de aici. O să-mi aplic concealerul acesta de la Pupa, care are un aplicator super interesant. Chiar super interesant. Și trebuie să rotești și ar trebui să iasă produsul. Ai și prea mult. Cam așa. Se simte super cremos. Și îmi place. Cred că mi-a picat cam mult. Ce nu-mi place la orețelul acesta e că trebuie să-l strâng ca să pot aplica bine și aici în colțul ochilor. Wow! Chiar îmi place cum a acoperit treaba aceasta. Bine, nu am nici cearcăne huge, dar am încă nerevelege. Iar acum fondul de cel. Haideți să vedem care-i treaba cu el. Îmi place super mult cum uniformizează. Nu lasă nici pete și cobor un pic pe gât. Ca o prima aplicare și cum văd eu treaba acum pe fața mea, îmi place foarte mult. Și o să-mi aplic un pic și în partea de jos. O să fac o combinație între culoarea aceasta și culoarea aceasta de aici. Și acum o să-mi întorc genele și o să folosesc după rimelul de la Pupa. Și sunt foarte, foarte, foarte curioasă. Care-i treaba cu el? Vine așa. Așa arată și periuța. Haideți că am început cu stângul, ce pot să zic. Iar să scap și
Rimmel. Le-a dat un mega volum. Sper să observați și voi. Puh, wow! Wow! Chiar nu mă așteptam. Îmi place super mult, cum se vede. Wow, îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Foarte fain. Foarte, foarte, foarte. Îmi place. Uitați diferența între ochiul acesta și ochiul acesta. Îmi place foarte mult. Cred că v-am mai zis asta, dar îmi place foarte, foarte mult. Bine, și fondul de ten îmi place foarte mult. Îmi place chiar cum s-a așezat. Sunt atât de încântată de rimelul acesta, încât nu vă puteți imagina. Din câte vă văd, nu s-a schimbat nimic la fondul de ten, cu toate că jumătate de oră, cam așa, cam o jumătate de oră a trecut de când mi l-am aplicat și văd că nu s-a mișcat nimic. Din tot ce am testat până acum, cel mai și cel mai încântată sunt de rimel, care e genial. E wow! Îmi place foarte, 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 foarte mult! Se vede entuziasmul pe fața mea oricum, deci ce aș mai putea spune? O să vă fac un update la, în principiu, la fondul de ten și eu deja mi-am făcut o părere despre fardurile Melchior, dar o să revin și către acest aspect. O să vă spun dacă persistă sau nu. O să vă fac un update cam într-o oră, cred. Vedem cam cum se prezintă situația la nivelul feței mele. Și o să vă și arăt cam cum arată fondul de ten. Eu zic că arată destul de bine. Îmi place. În momentul în care o să editez clipul, o să îmi dau seama cam cum se vede pe cameră. Dar e un pic de diferență între, nu știu dacă observați și voi. Dar în rest e ok. Îmi place foarte, foarte. Chiar cum s-a așezat toată treaba asta aici. Ne revedem în câteva secunde cu primul update. Și revin și cu primul update. Pe ziua de astăzi, peste o oră și ceva au trecut. Avem emoții pentru nas, pentru că deci mi se ia cel mai repede fondul de ten și văd că e perfect. Nu s-a luat absolut nimic. O să mai revin cu un update ori peste o oră, ori peste două ore și cred că o să fie ultimul update, nu știu sigur. Am uitat să vă menționez și despre fard. A rămas la fel, culoarea fardului nu s-a dus din ea, e la fel de intens. A venit și ultimul update pe ziua de astăzi. Vreau să zic că fondul de ten a stat super bine acolo. Aveam un pic de rimel pe nas. Că de ce nu? Stați un pic să iau și oglinda mai aproape de mine să mă admir. Îmi place, nu mi s-a strâns absolut deloc și totul arată super și nici nu a oxidat acest fond de ten. Exact aceeași culoare este și în momentul de față. Și îmi place. Pe nas la fel e ok. Un pic aici zic că parcă s-a strâns, dar foarte puțin. Dar în rest este super. Și acum o să mă demachez. Am apa această micelare de la Emiplan. Să vedem cum demachează. Las puțin așa să se moaie rimelul. Ah, și am uitat să vă zic și de... concentrată pe pupa. Am uitat să vă zic de fart. Oricum, am zis că aveam o părere despre el. Dar e ok. Și-a păstrat din intensitate, nu s-a luat nimic, absolut nimic de acolo, nici nu s-a strâns aici la pleapă. Ok. Wow. Uitați cum arată și pe dischetă de machiantă. Se îndepărtează repede. Să vedem și fondul de ten.
tot ce am încercat astăzi de la Pupa. Toate sunt wow, mi-au plăcut, s-au așezat super frumos pe ten. O să mi-au rămas bun așa de la voi, jumate de machiată, jumate machiată. Nu uitați să dați un like acestui clip dacă v-a plăcut și dacă v-a fost de folos. Subscribe la canalul meu de YouTube, iar până data viitoare, kisses, bye bye!